Cătălin, te numeri printre alexandrenii care au plecat în afara țării și au reușit. Despre ce este vorba mai exact? Povestește-ne și nouă. Ceea ce facem noi în Madrid este o mâncare tradițională spaniolă care este din sudul Spaniei, mai exact din Malaga. Și eu mai exact am adus-o în Madrid pentru că nu aveau așa ceva. Este un sandwich. Mai concret, care e tradițional, se face din pâine de casă, cum se face la noi în România, cum fac bunicii cu plămadă. Noi îl facem în crud, tăiem pâinea în crud, o umplem, depinde de ce vrea clientul, cu pui, cu codlet, cu pește, cu legume, o facem și fără gluten, o facem și vegetariană, pentru toate gusturile și pentru toate persoanele care au o alergie, ceva anume, ca să poată să mănânce ceea ce își dorește. După aceea o băgăm la planșe și în același timp în care se face pâinea, se încălzește și ingredientele dinăuntru și iese crocantă pe din afară și caldă pe dinăuntru și proaspăt făcută. De cât timp deții localul din Madrid și de asemenea știu că el a fost ales de locuitorii orașului ca fiind cel mai bun local pentru preparatele sănătoase pe care tu le oferi? Da, noi l-am deschis în 2015, vreau să fac ceva diferit în Madrid, am mers în vacanță în Malaga, în sudul Spaniei, l-am cunoscut și am încercat să fac ceva să fie bun, sănătos, să fie pentru toate persoanele care poate să mănânce orice persoană. Și ei ne-au cunoscut prin intermediul clienților și în toate valorificările care ni le dau clienții după rețelele de socializare, Facebook, Google, TripAdvisor, în general din tot, ne-au ales ca cel mai bun local de bucătărie sănătoasă din tot Madrid, din 300 de localuri. Nu este primul an în care ești pe locul întâi cu localul pe care îl deții acolo. Da, este al treilea an consecutiv care ne-au ales clienții datorită lor și este un orgoliu și o valorificare a muncii pe care o facem. Care este cheia succesului unui român plecat în străinătate pentru a reuși, așa cum s-a întâmplat și în cazul tău? În general, noi românii care ajungem în afară suntem muncitori, suntem devotați muncii și avem un scop precis pentru care mergem în afară ca să putem să reușim. Și eu pot să spun că în ceea ce fac am reușit.